Gabi, ai ajuns la CSM București. Cum e prima impresie aici? Ai o grămadă de trofee în spate. Da, mă bucur foarte mult că în sfârșit unul dintre visele mele se îndeplinește prin evoluția mea la o echipă de Champions League. Mă bucur mult că am făcut acest pas și îmi doresc să avem multe rezultate pozitive și bune. Trofeul Ligii Campionilor la câțiva metri de tine, bănuiesc că este ceva motivațional. Bineînțeles, este un vis de-al meu să câștig Liga Campionilor și mi-ar face o deosebită plăcere să o câștig cu o echipă românească. Cred că e mult de muncă până vom ajunge să îl câștigăm și mă bucur că suntem foarte multe jucătoare românce și cred că prin foarte multă muncă vom reuși. Că acest lucru va ajuta și indirect și echipa națională a României, faptul că veți fi aproape aici în București, toate una lângă alta. Da, în mare parte am vorbit cu foarte multe jucătoare românce înainte să semnăm aici. Ne dorim foarte mult ca antrenamentele și toate pregătirea ce vom face în această perioadă, în anii ce vor urma, să ne ajute și pentru echipa națională, pentru competițiile ce vor urma și pentru Olimpiadă. Cum va fi pentru tine să evoluezi în fața publicului român? Este o jucătoare care îi place să aibă public în spate. Da, bineînțeles că îmi place să avem atmosferă. Mă bucur că voi evolua din nou în fața publicului românesc. Îmi doresc să ne ajute și să ne sprijine număr cât mai mare, să fie lângă noi și la bine și la rău, și indiferent de rezultat, să fie lângă noi.